site-ul aeroportului din Sibiu nu a funcționat timp de mai multe ore din cauza unui atac cibernetic al unor hackeri din Rusia. Atacul a venit duminică seara în jurul orei 23 și a indisponibilizat site-ul prin lansarea unui volum uriaș de trafic fals. La ora 3, site-ul a devenit din nou funcțional, iar reprezentanții aeroportului spun că nu au fost compromise date. În aceeași situație au mai fost alte 6 site-uri ale aeroporturilor din țară, dar și site-ul Tarom. Eugen Iordănescu ar putea pierde orice control asupra Camerei de Comerț Sibiu, în cazul în care colegiul de conducere va fi de acord cu rezilierea contractului de management, dar acest lucru ar costa camera peste 100.000 de euro, bani despre care președintele interimar spune că nu ar fi dispus să îi dea. În același timp, Eugen Iordănescu, anchetat fiind într-un dosar de corupție, a contestat măsura controlului judiciar impusă de procurori. Judecătorii Tribunalului Sibiu au respins însă plângerea. Șeful Salvamont Sibiu le cere autorităților abilitate să ia măsuri și să patruleze pe traseele montane, după ce mai multe indicatoare au fost vandalizate de persoane certate cu bunul simț. Acesta spune că nu este pentru prima dată când oamenii fac stricăciuni pe munte. În ultimul an, de când a fost refăcută infrastructura peste 100 de kilometri de trasee montane, mai multe borne și marcaje au fost rupte.